Sosit direct de la aeroport și însoțit de excelența sa, ambasadorul României la Chișinău, domnul Marius Lazurcă, și domnul Gheorghe Duca, președintele Academiei de Știință a Moldovei, principele Radu a fost întâmpinat cu aplauze de către studenții basarabeni. Academician Maria Duca a făcut oficiile de gazdă. Onorați academicieni și directori de instituții de cercetare, dragi colegi, studenți, liceeni, astăzi avem o ocazie de excepție cu multiple valențe memorabile, care este consacrată decernării titlului și insemnelor de doctor onoris causa al ființei sale legale, principelui Radu al României. Cu această ocazie, permiteți-mi să declar ședința extinsă și festivă a Senatului Universității Academiei de Științe a Moldovei deschisă. Rog să onorăm imnul de stat al Republicii Moldova și imnul casei legale. Expunerea de motive pentru care principele Radu urma să primească în câteva minute titlul de doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei a fost citită de vicepreședintele instituției. Stimați membri ai Senatului, distinși academicieni, onorați oaspeți, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să-mi exprim deosebită bucurie pentru posibilitatea de a trăi cu toții un eveniment cu totul și cu totul distinct, conferirea titlului și insemnelor de doctor onoris causa ale Universității Academiei de Științe a Moldovei, alteții sale legale, principelui Radu. Propunerea de conferire a titlului onorific de doctor onoris causa a avut la bază dăruirea și profesionalismul alteții sale legale în slujba stabilității statului modern român, prestigiului și credibilitatea instituției pe care cu onoare și credință o reprezintă Casa Regală de România, prestigiul profesional și uman de care alteța sa se bucure în comunitatea culturală și academică. Cele mai potrivite lucruri de spus unei tinere democrații și unei generații tinere care aproape pe nesimțite își așează destinul într-o țară așa cum generațiile noastre n-au visat-o, este să vorbești despre
două dintre virtuțile amintite de academicianul care ne-a prezentat laudațiu, poate cele mai importante dintre toate virtuțile care ne conduc viața personală și viața publică. Una dintre ele este virtutea libertăților omului. Și cealaltă este marele dar al dezvoltării. Cuvintele rostite la final ne-au încredințat că Basarabia este pe un drum firesc, într-un viitor european alături de România. Primul rege al României mari, care a avut o istorie destul de dramatică. Mă refer la monument. În curând îl vom vedea reașezat în Ialoveni. Asta înseamnă că și Consiliul Raionan Ialoveni a luat această decizie pe care guvernul a sprijinit-o și asta înseamnă că inimile cetățenilor din Republica Moldova, românilor, basarabeni de aici, se deschid. Și pe zi ce trece, ne simțim tot mai demni că facem parte din această frumoasă națiune, națiunea română, chiar dacă trăim la moment într-un alt stat românesc. Sper să ne revedem, Alteță, cel puțin în marea familie a statelor Uniunii Europene și vă mulțumim pentru tot ce faceți în numele prosperării dinării. Un tei sădit în curtea Academiei va sta mărturie pentru sute de ani de acum încolo, amintind de această zi. Liceul Igor Vieru a fost al doilea obiectiv al vizitei princiare. Și acum propun să mergem spre expoziția. Situația din Republica Moldova este pe muche de cuțit. Oricât s-ar întări relațiile culturale, cele politice încă primează. La sediul președintelui Parlamentului a avut loc ultima întâlnire programată pentru ziua de 28 septembrie. Neprogramată a fost vizitarea sediului TVR Moldova. La invitația colegilor noștri, principele Radu a văzut cum arată cel mai nou studio regional TVR. Și știrile sunt în fiecare zi. În fiecare zi de lucru, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Colegilor din Basarabia le-am oferit întâietatea unui interviu chiar în sediul televiziunii române. Unul dintre puținele de peste Prut, cu un mesaj național, european și unionist. Așa cum arată, clădirea e un frumos simbol al prezentului și al trecutului. E o frumoasă casă veche basarabeană. Am vizitat Universitatea Academiei, care are foarte talentați gospodari în frunte și se vede imediat diferența de la o lună la alta. La fel, Liceul Academic de Artă mi-a făcut o excepțională impresie, deși e o instituție mică și modestă din punct de vedere financiar, dar mare din punct de vedere educațional și artistic. Am avut plăcerea de a-l revedea pe președintele Parlamentului, cu care dezvoltăm de multă vreme proiecte pentru ca Republica Moldova să fie bine reprezentată ca interese în Occident. Familia regală română este angajată total în sprijinirea Republicii Moldova. Atât guvernul cât și Parlamentul moldovean au fost mai mult decât receptive la propunerea ca familia regală să reprezinte în țările vestului european vocea Republicii Moldova în ce privește integrarea în structurile europene. Sunt patru elemente care unesc
cele două state care au o singură națiune în, în cuprinsul ei. Unul este faptul că, în mod indubitabil, aceste două state au o istorie comună. Te uiți la străzi și vezi că se numesc Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu, Ștefan cel Mare, toate. Deci e indubitabil faptul că împărțim aceeași istorie. În al doilea rând, împărțim aceeași limbă. Oricum am numit-o, ea tot aceeași e. Avem o singură coroană. Regele Ferdinand și Regina Maria sunt doi părinți ai vremurilor moderne din această țară. Au scris ultimul secol al țării și au creat premizele ca astăzi Republica Moldova să își dorească să ajungă europeană și administrativ, nu numai prin deziderat. Și, nu în ultimul rând, e o cultură comună, fiindcă ea se bazează pe latinitate și pe creștinism. Principalul lucru pe care familia regală l-a urmărit în acești aproape 150 de ani de existență a fost ca minoritățile să fie protejate, să aibă libertăți și să fie păzite. Atât de departe s-a mers cu această protecție, încât au fost, de exemplu, găgăuzii scutiți de taxe, scutiți de impozite, li s-au pus la dispoziție tot ce a fost posibil pentru ca ei să se împământenească în cel mai bun mod cu putință. Mareșalul Laberescu și Lascăr Catargiu erau găgăuzi și nu există altă țară în lumea aceasta, nici Rusia, nici Brazilia sau Australia, unde ei au emigrat, că sunt locuri unde găgăuzii au plecat puternic, niciuna din aceste țări nu și-a așezat doi găgăuzi în poziție atât de proeminente, cum a fost Mareșalul Averescu pentru noi și Lascăr Catargiu. Asta vorbește de la sine despre cât de integratori suntem noi cu minoritățile noastre. Lângă statuia lui Lenin, baștanul regiunii autonome Găgăuzia, purtătoarea unui nume profund românesc, doamna Irina Vlah, îl întâmpină pe principele Radu. Este prima dintr-o serie de contradicții care ne-au frapat în acea zi. Întâlnirea a fost un exemplu de diplomație și eleganță. Fiecare parte s-a străduit să aducă în discuție aspectele pozitive și o năzuință pentru un viitor mai bun. Dar după cum observați, limbii române nu îi se opune găgăuza, numele limbii turce vorbite în Basarabia, ci limba rusă. Ați dovedit un extraordinar curaj de-a lungul anilor. Несмотря на то, что население не такое большое, но вы сумели доказать свое упорство, настойчивость и смелость. Ați păstrat cu foarte multă drăzenie limba și rădăcinile naționale, identitare. Сумели сохранить язык и корни национальные и идентичность. La Universitatea de Stat din Comrat, principele Radu a ținut să le transmită studenților și profesorilor un mesaj în limba lor, în limba găgăuză, spre surpriza și bucuria asistenței. De an cioc, șuchiure de râm, să zi ani musafirlea bine ca buletinii. România țarin nailisi, unut măr, Anăbu, Ierdea, Iașaina, Gheosterdilear, Inanciline, Țarin, Coronasâna. Cealășcan, Găgăuzlar, Bu, Ierlere, Berechetle, Iaptelar, Patriot, Duigularână, Gheosterdilear. De ani țarân, ai lesin de an, ilk kishu angisu, etmish gildan sora, comrada gilde. Muzeul de istorie din Comrat este o mărturie a prezenței acestei minorități găgăuze pe plaiurile basarabene. În același timp, este și o cronică a anilor care au trecut peste partea aceasta de Românie. Gazdele au evitat cu eleganță partea dedicată celui de-al doilea război mondial. Încă se mai văd pe pereți, la loc de cinste, eroi bolșevici și lupta lor cu dușmanii, fasciștii români. Ultimul obiectiv al vizitei de la Comrat a fost biblioteca Mustafa Kemal Atatürk.
Turcia ajută financiar această regiune și pe locuitorii ei. Un cadou de bibliotecă în limba turcă pentru poporul găgăuz. Исторически так сложилось, что мы гагаузы и христиане, но наша древняя история, наши предки одни и те же. Гагаузы sunt mândri de apartenența lor turcă, dar exprimă acest lucru în limba rusă. Nu am reușit să înțelegem de ce. După un drum de aproximativ o oră, la Chișinău, Principele Radu are ultima oprire, la Universitatea Agrară de Stat. În holul de onoare, fotografia majestății sale, regele Mihai, stă alături de acelorlalți doctor honoris causa ai prestigioasei unități de învățământ. Producția de vin a Moldovei a fost prilej de dispută cu Federația Rusă, care a interzis importurile de vin pe motiv că nu este curat. Această expoziție, ca de altfel părerea experților din întreaga lume, contrazice acest act politic care a urmărit numai o constrângere economică. Profesorii Universității Agrare ne-au demonstrat și proprietățile fructelor Moldovei, curate, lipsite de nitriți sau alte substanțe chimice dăunătoare. Și tot ei ne-au arătat mândri actul de naștere al universității, semnat de regele Carol al II-lea. Prin această vizită, familia regală nu face altceva decât să continue ce au început înaintașii lor și ce au realizat românii împreună. Acum două zile la Peleș, personalități meritoase ale vieții publice din România au primit decorațiile regelui. Vă invit la un scurt reportaj dedicat lor și muncii excepționale în folosul țării.